Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Deale Dimineții la Hunedoara 1 TV. O dimineață ploioasă de octombrie, dragii mei, că da, mai vin și ploile, mai vin ploile și la noi, în județul Hunedoara. E nevoie de apă pentru că pământul probabil își cere bucata de sănătate, pentru că din câte știm, că tot povestim, apa e esența vieții. Dar uneori timpurile, vremea ne dă de furcă, așa cum știm cu toții, și vremea nu e ca noi oamenii, sau e? Cred că da, sau invers. Vremea e ca oamenii și oamenii ca vremea. Nu știu, vedem. Dar în această dimineață o să povestim despre ce înseamnă natura, să spunem așa, și ce se întâmplă atunci când natura își cere drepturile și, nu știu, când ne depășește, pentru că de foarte multe ori știm cu toții că în calea naturii nu ne putem pune. Am luat aceste lecții nu odată în viață, de mai multe ori, le tot vedem nu doar în România și în alte țări, dar poate că povestind despre ce se întâmplă atunci când dăm de necaz, pe viitor vom învăța măcar să schimbăm ceva. Ce putem schimba, ce nu putem schimba, ce poate fi schimbat, ce nu poate fi schimbat. L-am rugat pe domnul senator Vasilică Potaică să vină alături de noi în această dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața! Eu cred că trebuie să schimbați formatul emisiunii mai pe la 7:30, 8, așa. O să spunem direcțiunii. Șefa Corina Butnariu, bună dimineața, Corina! Mulțumim că ești alături de noi, sunt convinsă că ne urmărești. Ești cu ochii pe noi pentru că tu ești cel mai bun critic al nostru. Sperăm să ne ridicăm la valoarea la care îți dorești. Dar domnul senator are o dorință să mutăm ora matinalului mai pe la 7:30. Nu pentru mine, pentru tine, ca să fiu un pic mai activă, deci să încep mai în forță, așa, în programul, mi se pare că este foarte dimineață. Răspundem și acuzelor, sau nu, nu răspundem acuzelor unor critici ai mei de pe la Antena 1 care spuneau că n-am făcut nimic. Uite, domnule, mă trezesc prea de dimineață, așa dacă mă trezesc la 7:30, 8, nu împlinesc visul lor de a putea confirma, sau împlinesc visul lor de a confirma că sunt o persoană care nu face nimic. Deci, Corina, te rugăm, ora 8. Ora 8, o să vedem dacă se poate, dar știți că matinalul începe de la 7 la 8 în ideea că oamenii se trezesc, se pregătesc de serviciu, dau drumul la televizoare și chiar dacă nu stau în fața televizorului să ne privească, măcar ne ascultă și ne pot asculta și pe Facebook și pe YouTube pentru că suntem în direct. Corect. Da. Atunci rămânem pe ora 7, am rezolvat problema. Mulțumim, Corina. Mulțumim. Dragii mei, noi suntem produsul, astăzi suntem produsul trecutului. Fiecare dintre noi, vrem, nu vrem, știm cu toții că ceea ce facem astăzi influențează viitorul. Dar, așa cum cu toții știm, suntem produsul trecutului nostru. Adică, dacă reușim să ne schimbăm și să nu trăim în trecut, noi astăzi suntem un pachet de amintiri, să spunem așa, de fapte a ceea ce am făcut în trecut. Domnul senator Vasilică Potaică, ne-am cam întâlnit în ultima perioadă, am făcut drumuri lungi împreună. În 22 septembrie, dacă mi-aduc... Grijă să nu fii cumva catalogată drept plimbăreț, că... Așa. Politic nu poți să... Stai că și tu poți să fii catalogată drept plimbăreț politic, nu? Da.
Da, uite, vezi că asta este. Noi ne-am plimbat în ultima perioadă, alții s-au plimbat în perioada când treceau de la încercau să treacă de la opoziție la putere. Noi am trecut de la putere în opoziție. E o mică diferență, dar vedem acum, o să tot discutăm lunile astea cine, cum și ce a trecut. O să vedem, ne așteaptă o perioadă destul de plimbăreață, să spunem așa, pentru că cumva ne apropiem cu pași repezi de o precampanie, o campanie, o precampanie și din nou campanie. E așa, va fi cumva delicat, să spunem, pentru că e o perioadă de toamnă, încep ploile, s-ar putea să ajungem din nou pe la inundații. Doamne ferește să ajungem din nou pe la inundații. Problema este că putem să ajungem la inundații pentru că dacă stăm și ne gândim că am avut prin 2020 niște inundații brutale în vremea când eram prefect, dar eu am crezut că a venit Dunărea peste Valea Jiului și peste Vața, peste Călan și peste alte zone din județ, din ciclu ce am învățat după inundațiile din județul Hunedoara, aș putea spune că nimic. Între timp nu s-au întâmplat, în afară că din nou am dus ISU, am dus armata, am dus poliția, am dus pe toată lumea și am scos apele din case, din fântâni și am scos nămolul din curțile oamenilor. Din punct de vedere al infrastructurii și al celor lucrurilor care trebuia să le facem, să preîntâmpinăm asemenea evenimente, nu s-au făcut prea multe lucruri. Și n-am mai văzut în ultima vreme pentru județul Hunedoara vreun raport al apelor române, de exemplu, în care să ni se spune ce s-a întâmplat cu partea de la Vața care a fost inundată, ce lucrări s-au făcut acolo. Barajul de la Mihăileni, așa cum l-am lăsat, l-au blocat, nu s-a finalizat, cu toate că a fost ambiția noastră a Hunedorenilor să-l terminăm, nu s-a finalizat. Și astăzi ne spun unii câte de multe lucruri au făcut ei în acești 4 ani, acuzându-i pe ceilalți că n-au făcut nimic. Între timp trebuie să spunem că i-am lăsat pe ei să facă, că erau foarte dorni și foarte activi și ne spuneau câte o să facă. Și am ajuns astăzi și suntem în aceeași situație, pentru că sunt multe vorbe pe piață, sunt multe acuze, dar până la urmă realitatea bate filmul. Filmul este același, nu s-a schimbat nimic, nici în Valea Jiului, vorbesc de această parte hidrotehnică, nici în restul județului. Deci suntem expuși în continuare ploilor, suntem expuși inundațiilor, suntem expuși distrugerilor, suntem expuși mutărilor și suferințelor oamenilor și din județul ăsta, ca și din din județele în care am fost în zilele trecute, dând o mână de ajutor celor care erau în suferință. Dragii mei, cu bunăvoința lui Dumnezeu am scăpat și scăpăm, pentru că altfel nu știu dacă ar fi atât de simplu cum ni se pare la prima vedere. Dar vreau să începem de la București, de la Arenele Romane, de pe 22 septembrie, unde v-ați depus, cum se spune, cu sufletul. Am văzut acolo, Rosie, avem câteva poze de la arene, doar câteva poze, pentru că a fost lansarea candidaților la Parlamentul României, faceți parte din echipa AUR, așa cum se vede în pozele de pe televizor. Aici vă văd alături de oameni. De aici ați plecat direct la Pechea, în județul Galați. Ați plecat acolo, pe moment, deși eram de față, am avut întrebarea de ce pleacă domnul Potecă, domnul senator, într-o zonă inundată. Primul, tocmai ne spunea, ați plecat în prima tranșă acolo pentru că experiența dumneavoastră din timpul cât ați fost prefect al județului Hunedoara
știți exact care sunt pașii, se creează o celulă de criză, ce ar trebui să se facă, tocmai pentru că ați trecut prin asta, știați ce ar avea, ce oamenii aceia... Haideți să nu ducem toată chestiunea în sistem administrativ, pentru că nu este. A fost până la urmă o parte emoțională a acestei manifestări. Partea emoțională a fost cea de privind sau având la bază solidaritatea pe care am avut-o noi, cei de acolo, cu cei de la Pechia și cu cei din județele Galați și Vaslui. Până la urmă, marele personaj și marele creator al acestui eveniment și al modului la care s-a desfășurat este George Simion. George Simion, care este un personaj extrem de activ, este un om care își iubește țara, își iubește poporul. Iubește poporul și iubește oamenii în general. Și este cel care a creat. Deci George Simion a simțit nevoia să ne transmită de acolo și să ne spună că toți suntem români, toți trebuie să participăm, indiferent din ce zonă am venit și indiferent cât de important ar fi fost evenimentul pentru AUR. El nu mai era atât de important decât participarea noastră la acest eveniment. Participarea noastră a făcut-o oarecum, a dat acest semnal, pentru că era foarte important ca acest semnal să se lege, de fapt, de candidaturile noastre. Adică a vrut să lege candidaturile noastre de oameni, a vrut să lege candidaturile noastre de necazuri, a vrut să lege candidaturile noastre de problemele pe care le are această țară. Unde putea să ne dea exemplu cel mai bun de ceea ce ar trebui să devenim? Era la Pechea. Și atunci George Simion a zis, da, împreună cu mine, toți vom merge la Pechea, toți vom face, vom lucra și vom încerca să facem ceva pentru oamenii de la Pechea. Nici măcar nu era organizat acest eveniment, nici nu a fost, dacă în prima seară a venit fiecare cu ce am putut, dacă ați observat, a doua zi au și apărut niște poze în presă în care spunea că pe coada lopeții pe care o aveam există eticheta de la magazin. Este adevărat, pentru că atunci cumpăraseră, au cumpărat cizme și lopeți și ne-au spus, da, toți trebuie să participăm. Zilele care au trecut au fost extrem de interesante. Au apărut mai toată țara oameni de diferite meserii, oameni cu o anumită aură în statul român și au venit și au luat cizmele, au luat o lopată și au început să facă operațiunile. Între timp au venit ajutoarele, au venit și oameni de specialitate, au venit oameni care lucrau zi de zi la reconstrucția caselor, la să scoată nămolul din curți și din case, să distribuie alimente, să distribuie materiale de curățenie și cel mai important lucru pe care foarte rar l-au relevat mulți este că am adus spitalul mobil, pentru că pericolul de îmbolnăvire în acea perioadă era destul de mare, pentru că apa a necat o grămadă de animale și în momentul ăla oamenii erau expuși bolilor în acea zonă. Deci, toți cei care am fost participanți la această tragedie, am încercat să dăm o mână de ajutor, am încercat să fim oameni, am încercat să povestim cu oamenii și am încercat să organizăm ceea ce se mai putea organiza după acest dezastru. De aceea trebuie să vă spun că am observat televiziunile și toate celelalte și a fost un concurs să nu transmitem de la Pechea ceea ce face AUR. Am construit, cred că, zeci de kilometri de străzi și drumuri afectate de ape, vorba lui George Simion, făcându-le mai bine decât era înainte. Și tocmai avem în imagine o poză cu o stradă, dragii mei, acești copii, aceasta este strada Băii, care a fost refăcută în mare parte,
vechea strada Băiei a fost în mare parte reconstruită de filiala Hunedoara. Băieții au lucrat acolo de la Nămolu. Trebuie să spun că am fost a șaptea filială ca participare la evenimentele de la Pechea, cu oameni și contribuții pentru sinistrații. Imaginile îmi aparțin, dragii mei, sunt filmate de mine, așa cum ați văzut în poze. Aproape după câteva zile am plecat alături de colegii, de prietenii mei la Pechea, colegii și prietenii mei de la Aur, filiala Hunedoara, am plecat și eu la Pechea. Am împărțit alimente, am bătut kilometri, străzi întregi. Aceasta este o locuință care a dispărut cu totul, dragii mei, spune Rosi Curte. Nu, e o casă unde a dispărut Rosi, miroase, păcat că nu am putut surprinde și mirosul, acolo erau în curtea aceasta doi cai morți. Ce m-a șocat după o săptămână e că nu am văzut, din păcate, și insist, vreau să spun asta, nu am văzut niciun medic în afară de cei de la Aur, nu am văzut nicio instituție în afară de pompieri, armată, care au fost acolo, jandarmii care erau alături de noi. Nu am văzut nici un... nu l-am întâlnit pe prefect, deși am tot întrebat și am tot vrut, eu chiar mi-am dorit, pe prefectul de la Galați, așa cum l-am întâlnit pe domnul Potecă de foarte multe ori, acum poate a fost prefect, vrem, nu vrem, asta e, și l-am întâlnit la inundații de foarte multe ori, noi l-am întâlnit pe teren. Nu l-am văzut pe prefectul sau prefecta de Galați, habar n-am cine e, nici nu vreau să știu, dar copiii aceia pe care dumneavoastră i-ați văzut se joacă acolo, în mizerie. Am văzut, în schimb, mii de muște care deja împrăștie. N-am văzut pe nimeni să ia analiza la apă. Femeile își curățau casele. Am intrat în case foarte curate, foarte frumoase, dar apa cu care ele spălau era infectată. Nu am văzut pe nimeni să vină să-i ajute, în afară de apă de băut și în afară de noi. Deci, haideți să spun așa, o scenă halucinantă. Da. Și cred că există și filmulețul cu George Simion la primăria de la Pechea. Lucrurile se erau cam în felul următor. Deci ne ducem la primăria de la Pechea să-l căutăm pe primar. Așa. Este o scenă... Primarul meu nu este în primărie, dar ce te frapa? Primăria era în, își făcea fațada. În timp, și eu, m-au dus băieții și mi-au arătat. Deci, făceau fața... Da. Nu, asta este. Deci erau orele critice în care apa încă era în case la oameni, mizeria, tot ce știu acolo, Nămolul ăla infernal, pentru că acolo a fost o problemă, e o problemă nu numai de... este o problemă sistemică și este și o problemă de corupție. Acolo s-au întâmplat multe lucruri pe care ar trebui să le povestim și care ar trebui să le povestim în raport și cu instituțiile din plan național și din Hunedoara și cu toate celelalte. Adică această critică a instituțiilor pe care nimeni nu o suportă și nimeni nu dorește să o facă și spunem totul este perfect și că la noi în județ sau în alte județe nu mai trebuie făcut nimic. Sunt foarte multe lucruri de făcut, dar revin la scena de acolo. Deci, jandarmii lucrau într-o parte, desfundau canalele. Cei de la Aur lucrau într-o parte, scoteau apa din casă și Nămolul. Primarul și repara și muncitorii primarului făceau fațada la primărie. Peste drum era școala. Școala era perfect înămulită. Erau, nu știu dacă ai observat, erau jocuri astea cu din curtea copiilor, toate pline de noroi și de înfiorători. Deci în loc să-i firoați, să-i pună, ștergeți și voi măcar astea și să putem da drumul la școală. Pentru că de prea multe ori, noi, în condiții de genul ăsta, în loc să încercăm să reducem impactul, iar copiii să meargă la școală, pentru că ai văzut că erau o grămadă de copii pe străzi, fără nicio logică în noroiul și în nebunia care era acolo, iar școala era închisă. Noi rezolvăm problemele copiilor, rezolvăm problemele școlii, închidem școala și la revedere, lasă-l că o vedea când se va deschide și cum se va deschide.
Asta spune foarte mult despre modul de administrare a unei crize de către autorități, despre modul în care cred că trebuie să continue viața. Eu sunt de acord, dar să folosești muncitorii aia, nisipul ăla cât era, toate celelalte, ca să-ți faci fațada în condițiile în care tu aveai jumătate de comună distrusă, mi s-a părut de teatru absurdului. Nu mi s-a părut nimic normal. Adică am văzut niște scene care pe mine m-au marcat în raport cu ceea ce se întâmplă în țara asta și ceea ce mai știm. M-a marcat în același lucru intrând în casele lor despre gradul de sărăcie. Trebuie să spunem că există o diferență chiar mare în raport cu Ardeal și Sud. Vreau să vă spun că au dispărut într-adevăr casele. Erau case de chirpici. Erau niște case care nu din cauza apei sau furii apelor au dispărut, ci pur și simplu s-au dizolvat. S-au dizolvat, da. S-au dizolvat în apă și deci sunt multe lucruri care trebuie îndreptate. Până la urmă am mers să vedem care au fost cauzele pentru care s-a întâmplat această tragedie. Această tragedie era o tragedie anunțată, mai avusese loc de două ori, nu s-au luat din 2006 și până în 2024 nimeni n-a luat nicio măsură pentru să preîntâmpine evenimentele de acolo și nimeni n-a mai lucrat în sensul apărării cetățenilor împotriva furii apelor. Adică tu stai într-o vale, știi, ai tăiat arborii de pe dealuri, n-am văzut un pom. Ai tăiat în anii ăștia. Trebuia, din punct de vedere al amenajărilor hidrotehnice, să faci 7 baraje, n-ai făcut niciunul, ba din contră ai avut unul din vremea lui Ceaușescu și într-o conspirație totală între primărie, Apele Române și alte instituții ale statului, ai luat aceste baraje și care erau construite în proporție de 60-70%, le-ai dat administrației care le-a distrus, iar pământurile alea au fost împărțite către unii și către alții, l-au transformat în agricol și l-au băgat la Apia ca cineva să câștige după această afacere. Deci sunt lucruri care s-au întâmplat, sunt lucruri care se întâmplă, sunt lucruri care țin structural de societatea românească. Este vorba până la urmă despre schimbarea legii, este vorba până la urmă nu numai de să faci anumite lucrări, ci până la urmă să reușești să schimbi în bine viața omului apărându-l de aceste calamități. A fost una dintre cele mai dure experiențe din viața mea, dragii mei, să mă întâlnesc acolo cu oamenii. Aici filiala Timiș a dat mâna cu Hunedoara, îl vedem și pe domnul deputat Titistoica. Oamenii n-au mai ținut cont din ce zona țării sunt, s-au unit, am înțeles, mi-au povestit băieții că în primele zile profesori universitari, oameni pe care nu te așteptai să-i întâlnești acolo, i-am văzut alături de noi, împărțind alimente, cărând bolțari, scânduri, așa cum l-am văzut și pe domnul senator. A fost una din cele mai dure experiențe din viața mea, insist, am văzut copii care se pot îmbolnăvi, asta m-a șocat și încă mi-a rămas așa cumva, cred că o să duc mulți ani de zile această amintire. Mulțumesc, Rosi, da, acești copii trăiesc acolo în mocirlă, dragii mei, deși echipele noastre au curățat casele, deși au construit case pe repede înainte, pentru că se spune că nu se poate, ba se poate, 34 de ani și mă întorc la arta manipulării, că ne spune e bine și așa, există cărți, se poate, dragii mei, au demonstrat-o cei de la AUR, că se poate să ridici case într-un timp foarte scurt, atunci când deci pui acum, mână de la mână. Secvența pe care
sau care a fost incriminată de către Călin Marian în emisiunea de la Antena 1 cu, apropo, cu aceea cu scândura, nu era foarte important, nu era nicio important acolo, nici scândura. Important, și am vrut să arăt acolo, că în primele 5 zile se turnaseră cele 5 fundații, corect, acele 8 case pe care noi, corect, urmează să le finalizăm la Pechea. Corect. Trebuie să vă spun că administrația publică de acolo a refuzat să le dea teren să construim casele. Partidul AUR, George Simion s-a dus, a cumpărat cu 30.000 de euro bucata de teren pe care se fac astăzi cele 8 case. Și a vrut să arăt că în primele 5 zile s-au ridicat deja primele 5 fundații, spunând că în România nu se pot face în termen de o lună, 2, 3, 5, noi nu putem construi o casă sau o locuință, și că toată țara a mers pe această batjocură când George Simion a anunțat proiectul de 1 milion de case pe care îl va, dacă ajunge președinte, îl va face într-o perioadă de 10 ani. A arătat că se poate, a arătat că da, că și prețurile sunt, că totul se poate întâmpla, și că trebuie să ne propunem, și trebuie să ne propunem un proiect de țară, și unul din proiectele de țară a fost acest 1 milion de case de reconstrucție pentru zonele, nu numai zonele de la Galați, pentru întreaga țară, pentru toți oamenii care au probleme în această țară, case la un preț rezonabil. Lucrul ăsta l-a arătat AUR acolo, solidaritatea, modul de organizare, modul în care pot fi făcute și că pot fi făcute aceste case. Toți au priceput că de fapt am făcut o chestiune electorală, că de fapt nu a fost deloc electorală și nici era prea departe de alegeri, mai aveam 2-3 luni până la campanie, deci a fost făcută pentru ca George Simion să demonstreze că are un partid viabil, că acest partid îi pasă de români și că acest partid vrea și poate să construiască sau să reconstruiască o bună bucată din această țară. Până la urmă e vorba de patriotism, până la urmă e vorba de credință, până la urmă era vorba de familie, până la urmă era vorba despre valorile AUR în această chestiune. Am fost destul, toți au făcut glume în ceea ce ne privește, dar când am văzut că Partidul Național Liberal copiază pilonii într-o modalitate adaptată pilonii și principiile AUR și le pune la Biroul Politic Național pe cărțurile pe care le-au avut acolo, mi-am dat seama că dintr-o dată că avem dreptate și că noi suntem cei care am ajuns alături de oameni și suntem foarte apropiați de ei, iar aceste valori sunt valori care sunt foarte permanente în societatea de azi. Te rog, Rosi, încă o dată filmulețul de la capăt și cu sonor. Aici ați stat de vorbă cu un om. Vreau să auzim cum a decurs discuția dintre noi. Să avem, dragii mei... Nu pot, trebuie să usuce un pic aici. Am curățat iar acum. Ce? Acum simt. Păi până asta n-am ce să fac. Nu am pot să pun în faianță și asta. Asta am zis și eu. Hai acolo, lângă. În măcirul ăsta. Deci asta nu, aici am putem, asta trebuie să o lăsăm un pic, că să și să-i aduce frumos. Da, am pus geam, nu știu ca să fac curia să se vede. Am curățat-o cu peria și așa am... Păi bine, A fost doar una din discuțiile cu oamenii, avem sute de materiale în telefoane cu toții, e clar că am rămas marcați.
Ne vom întoarce la Pechea până la... Nu, da, suntem la Pechea. Haideți să, haide să ne vreau. Înțelegem da. Asupra desfășurării. Mulțumesc. Pentru că toată lumea spune că ați făcut-o electoral și că, de fapt, ați fost, v-ați pozat și ați plecat de acolo. Trebuie să spunem că nu. În aceste zile, George Simion, în plenul Parlamentului, a Camerelor Reunite, a Camerei Deputaților și Senatului, a făcut apel către senatori și deputați să-și doneze pe luna septembrie salariul, indemnizația încasată de la Parlament. N-au fost prea multe reacții în această zonă, așa că nu cred că, în afară de cei de la AUR, alții vor dona această indemnizație. Deci, pentru că la Pechea sunt și Pechea, nu vorbim Pechea pentru că lor centru, suprafața este enormă, sunt zeci de comune atinse de această Correct. Chestiune, sunt lucruri grave, de exemplu și în județul Vaslui, la Murgeni, în toate zonele de acolo, adică e o zonă foarte mare care a fost afectată de ape și de nămol și de toate celelalte și acum, la această oră, fiecare din filială din țară urmează să trimită câte 7-8-10 muncitori specializați de această dată în repararea caselor, cei care spun greție, faianță, să facă, deci oameni care știu să facă anumite operațiuni, partea de solidaritate efectivă în care Sorin Lavricu, care este un mare scriitor, un filozof, un om care este în Uniunea Scriitorilor, a stat 5 zile și a lucrat cu la lopată, a trecut oarecum, urmează acum partea specializată a poveștii, în care oamenii vin și reconstruiesc efectiv casele, deci avem nevoie de oameni care știu despre ce este vorba și știu cum să meargă din AUR. Și acum fiecare filială trimite 7, 8, 10, 15, fiecare după posibilități trimit muncitorii ca să fac aceste operațiuni. Deci continuă la Pechea și în aceste zile. Noi vom duce acest proiect până la capăt. Noi vom încerca să arătăm că se poate și că solidaritatea este mai importantă decât discuția și povestea pe care o poartă toți că aceasta este numai campanie electorală. Încercăm să depășim momentul pentru că mai avem și alt subiect pe care vreau să-l dezbatem în această dimineață. Nu înainte să dau citire mesajelor, ne scrie Gabriel Ionașcu. Bună dimineața, zi minunată și binecuvântată. L-ați văzut pe Gabi în poze alături de Tibi Barstan, alături de Cristina Terme, de Dorin Terme, de Sorin Alic, de Sorin Nicorici, de Mihai Răduț, de, nu știu, poate Scap dintre ei, de Cristi, l-ați văzut pe Cristi, el a fost șoferul care ne-a dus și ne-a dus în siguranță cu ajutorul lui Dorin. Dragii mei, pe Doc să salutăm, s-a dus tablă, s-au dus alimente, nu știu, a fost o adevărată expediție, dragii mei, filiala Hunedoara și-a făcut treaba de la început, continuă, băieții încă merg încolo. O să ținem legătura și o să revenim de fiecare dată cu imagini și poate mai dăm o tură până acolo, că eu mi-am făcut prieteni acolo la Pechea. Îl salutăm pe Gabriel, bună dimineața, Gabi. Daniela Enea, Clej, ne scrie Emma, bună dimineața, mulțumim, Emma. Uite, Alina Nicola, bună dimineața, doamna doctor, mulțumim că sunteți alături de noi. Filip Mlădița ne scrie bună dimineața, zi prolifică, să ajute Dumnezeu. Radu Apetrei, bună dimineața, doamnă dragă, o zi frumoasă vă doresc. Mulțumesc, Radu de la Vața, ne vedem duminică. Florin Băd, viceprimarul de la Vața, îl salutăm, ne vedem duminică la să culegem roadele toamnei. Adrian Mureșan de la Hunedoara, se uită Nicola Lucian și ne spune și bună dimineața. Anea Vasile de la Hațegana, de la ansamblu Hațegana, ne spune bună dimineața. Nu văd toate mesajele, știți povestea, dar până la finalul emisiunii, dacă mai scrieți, eu citesc, emisiunea este în direct, așa cum vrem să
fim în fiecare dimineață alături de dumneavoastră. Luăm o scurtă pauză de la durere, pentru că simt așa că și eu și domnul senator încă purtăm durerea acelor oameni în suflet. Noi tot povestim oameni care, cărora ar trebui să le spună casa dumneavoastră nu mai poate fi reconstruită. Vă putem oferi un alt acoperiș deasupra capului, dar știți povestea aia noastră, casa părintească nu se vinde. Ei, oamenii ăia au rămas fără casa părintească. N-au vândut-o, dar a fost de chirpici. Nu poate fi reparată, așa cum a spus domnul senator. S-a dizolvat. Dar cei care s-au dus acolo, cei pe care i-ați văzut în imagini, au spus, nu plângeți, că construim noi altă casă. Cine construiește universul pentru fiecare dintre noi, o să vedem în această dimineață. Andra revine în forță, va face parte din noul format al emisiunii și în fiecare dimineață Andra o să ne aducă vești bune, sunt sigură. Astrele se așează. Bună dimineața, Andra! Bună dimineața, Ioana, bună dimineața tuturor! Iată care sunt noutățile astrologice pentru astăzi. Berbec, aveți ocazia să faceți schimbări importante în viața dumneavoastră, mai ales pe plan sentimental. Dimineața aveți succes în afaceri, fiind favorizate și întâlnirile cu prietenii. Astrologul vă recomandă să vă organizați munca, astfel încât să nu neglijați problemele partenerului de viață. S-ar putea să fiți nemulțumit de situația financiară, dar nu este cazul să vă faceți griji. Taur, se pare că nu aveți timp să vă trageți sufletul, însă hotărârea și autodisciplina vă ajută să vă terminați tot ce v-ați propus. Astrologul vă sfătuiește să profitați de această conjunctură favorabilă, pentru că puteți câștiga atât pe plan profesional, cât și financiar. Petreceți seara în familie și faceți planul pentru concediu. Gemeni, este un moment favorabil pentru a începe o activitate nouă și a vă asuma noi responsabilități. Puteți avea succes în activitățile intelectuale și aveți ocazia să vă afirmați în societate. O persoană mai în vârstă din familie vă dă sfaturi utile, dar astrologul vă recomandă să țineți cont și de părerile partenerului de viață. Rac, dimineața sunteți hotărâți să vă ordonați ideile și să demarați o afacere împreună cu un prieten. Astrologul vă sfătuiește să acceptați sfaturile unei femei și ajutorul partenerului de viață. După amiază, sunteți anunțat că veți pleca într-o delegație. Nu vă enervați dacă vi se modifică programul. Leu, reușiți să vă redresați bugetul cu ajutorul unei sume considerabile pe care o primiți la serviciu. Puteți să vă faceți planul pentru o călătorie în interes propriu și planul de investiții pe termen lung. După amiază, este posibil să fiți invitat la prieteni. Nu-i refuzați! Astrologul vă sfătuiește să nu neglijați odihna ca să nu aveți probleme cu sănătate. Fecioară, vă cumpărați un obiect de valoare cu ajutorul unei rude apropiate. La serviciu, șefii vă apreciază rezultatele, mai ales după ce reușiți să rezolvați o problemă delicată. Astrologul vă sfătuiește să evitați speculațiile financiare. Balanță, sunteți foarte hotărâți și reușiți să terminați cu bine o activitate importantă începută zilele trecute. Este momentul să culegeți roadele muncii depuse în ultima vreme. Nu este exclus să obțineți avantaje materiale și să vă afirmați în societate. Astrologul vă recomandă să fiți prudent, acordați mai multă atenție familiei și relațiilor sentimentale. Scorpion, sunteți ambițios, iar asta se simte atât în activitatea profesională, cât și în relațiile parteneriale. Aveți posibilitatea să rezolvați ușor problemele de la serviciu și de acasă. Astrologul vă sfătuiește să dați dovadă de mult tact și să aveți răbdare. Țineți cont și de părerile partenerului de viață. Săgetător, aprecierile șefilor vă pot atrage invidia colegilor. Partenerul de viață vă reproșează că vă preocupă prea mult problemele de serviciu. Astrologul vă sfătuiește să vă păstrați calmul și să nu plecați urechea la bârfe. Discutați pe îndelete cu partenerul de viață ca să lămuriți toate problemele. Capricorn, încrederea în propriile forțe vă stimulează spiritul de inițiativă. Aveți calități de bun organizator și se pare că nimic nu poate să vă stea în cale. Relațiile cu partenerul de viață sunt armonioase și petreceți clipe plăcute în familie. Astrologul vă sfătuiește să nu vă supraestimați. Vărsător, aveți ocazia să faceți pași importanți în afaceri și în societate. Dimineața aveți ocazia să încheiați un contract avantajos. Astrologul vă sfătuiește să vă înarmați cu răbdare, pentru că rezultatele se vor vedea mai târziu. În curând veți fi deosebit de apreciat în societate. Pești, șefii vă recunosc competența, dar să nu vă așteptați la aprecierea din partea colegilor. Astrologul vă recomandă să nu spuneți chiar tot ce gândiți. Cei din jur nu vor fi încântați. După amiază este posibil să plecați cu partenerul de viață într-o vizită. Eu sunt Andra Harato și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem și mâine la Dale Dimineții!
Bună dimineața, Andra, încă o dată și mulțumim. Da, domnul senator... Mi-am setat discursul. Deci a zis Andra felul următor, așa, că șefii mă apreciază, dar colegii s-ar putea să nu prea, da? Colegii de senat. Auzi, dragă, da, acum stau și mă întreb că după criticile astea o fi veta în continuare și șefa mea, sper să mă apreciez, iar Călin, care cică e contracandidatul meu, s-ar putea, de-aia mă tot critică toate emisiunile, că s-ar putea să nu mă aprecieze prea tare, nu? Dragă, trebuie să-i anunț că nu mai sunt la PNL, sunt la Aur acum, așa că mă duc la Tibi să vedem dacă mă apreciază, iar colegii bieții de ei n-au ce face, trebuie să mă, dacă zic șefii că e bine, să mă aprecieze și ei. Deci, Ioana? Da, noi ne apreciem. Nu știu, pot să spun lucrurilor, nu pot uneori să spun chiar toate lucrurile pe care le... Apropo cu asta cu șefa, faptul că mă tot monitorizează așa, înseamnă că chiar în calitate de subordonat, chiar am marcat pe femeia aia. E clar că echipa de la Aur apreciază, pentru că am văzut cu ochii mei ieșirea, am văzut pe Tibi, pe Gabi, pe băieți alături de dumneavoastră. E clar că ei au nevoie de experiența dumneavoastră din Senat. Asta nu înțeleg unii oameni. Acum, cei care vor merge la vot, că sunt mulți cu drept de vot, dar care nu vor merge la vot din diferite motive. Că așa ne-am obișnuit noi, în ăștia 35 de ani de la Revoluție, să spunem că s-a murit degeaba în 89, că de fapt nu a fost Revoluție, că de fapt au fost, să nu folosim cuvinte foarte grele și să punem chilimelele, e un drept câștigat pe care ni l-am dorit, dar ar trebui să îl simțim ca o obligație. Ioana, nu fie așa de serioasă de dimineață. Ce facem acum azi despre oameni? Vă rugăm să participați la vot, vă rugăm să... Să știți că uneori... Până la urmă, oamenii vor participa dacă vor avea și vor simți, se vor identifica cu vreun candidat, cu vreo atitudine, cu vreun partid, cu celelalte. Dacă nu se identifică cu nimeni, nu să meargă la vot, pentru că n-au de ce să-și piardă duminică aia din viața lor pentru această chestiune. Deci, până la urmă, cel mai important lucru este să încercăm să le spunem noi ceva. Că dacă o să le spui ceva, tu ca persoană, tu ca partid, tu ca instituție, omul va participa. Așa, în rest, de ce să participe? De ce să strice ziua cu tine și cu... pentru că să spunem că votează altul în locul nostru și pentru... Astea sunt teorii. Până la urmă, importantă este libertatea noastră, este ceea ce noi avem în noi și ceea ce ceilalți ne transmit nouă și chimia dintre noi și celălalt. Ce vrei tu să facem acum? Facem în filozofie de dimineața votului. Hai să discutăm. I-ai văzut pe aia la Pechea, acum apropo de chestia asta cu participarea la vot, că unii dintre ei, că mai au fost și părți negative acolo. Că și cu, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, în timp ce noi dădeam la lopată cu domn profesor universitar, cu domn doctor de la Universitatea din Iași, era unul care stătea afară, fuma și ne supraveghea și zicea că dacă nu dăm mai repede ne duce și ne spune lui George că nu terminăm producția la hectare. Ai văzut și fazele astea, da? Am văzut și desprinși din o parte de... n-am văzut alte partide sau nu au avut însemnele pe ei, au fost, să spunem, cum... N-au fost, dragă, niciunul. În afară de Aur n-au fost decât noi, jandarmii și ISU și armata. Da. Ce să... Au mai fost, că eu am avut un conflict la un moment dat, Gabi și Tibi erau lângă mine și Cristina, erau toată lumea înțepenit la un moment dat, pentru că au mai fost infiltrați care au încercat să ne ducă în derizoriu. Dar să spunem că oamenii până la urmă au înțeles de la cine le vine ajutorul. Ce m-a impresionat pe cei să... copii nu, care... Nu, trebuie să spun un lucru pe care și trebuie să subliniem. Da. Au venit o grămadă de oameni, persoane fizice, din fel de fel de județe, care veneau cu ajutoare. Oamenii veneau și oamenii vreau să ajute efectiv. Oamenii veneau și vreau să participe, să fie alături de suferințele celor de la Pechea. Deci, solidaritatea și până la urmă bunătatea
acestui popor, acestui neam n-a dispărut. Sunt oameni care au făcut-o fără să fie, să facă campanie, fără să-și dorească, fără să facă vreo paradă de această chestiune. Au venit și au participat efectiv, au adus ajutoare, au împărțit apă, au adus jucării la copii, au făcut o grămadă de lucruri emoționante în această... Au venit animalele, au venit animalele. Au salvat animalele pentru că în ultima instanță, în duminica, în ultima duminică când am plecat de la Pechea, eu am plecat printre ultimii cu senatorul de la Alba, cu Călin Mătieș. Pentru că Călin, ca un albanez care este foarte ordonat, nu terminase el de chituit gresia dintr-o casă. Și i-a spus, hai mă Căline, că sunau toți, ne suna Adriana Turcilă din Valea Jiului, ea plecase câteva ore înaintea noastră, plecați că la televizor se anunță că vine potopul pe voi, pe nu știu ce, chestiuni de genul ăsta, fugiți de acolo, nu știu ce. I-am spus, Căline, ai auzi că trebuie să fugim. Ăsta a zis, auzi mă, până nu ne ia nici, zice, eu până nu termin, nu plec. Până n-a chituit și a pus ultima plintă, nu a vrut să părăsească acele case în care care se angajase că le renovează. Deci mi-am plecat printre ultimii din Pechea duminica trecută sub acest imperiu. Era oarecum devenise și stresantă atmosfera pentru că erau elicoptere, erau mașini ale ISU armatei, veniseră cu bărcile deja. Adică te așteptai să vină apa dintr-o zonă sau dintr-alta. Era destul de înfricoșător, Ioana, pentru că dacă te uitai pe pereți, vedeai cât de mare a fost apa. Și dacă ai remarcat, erau 1, 2, 3 valuri. Ultimul fusese la 2 metri și jumătate. Cel care, de fapt, i-a înnecat cu totul acolo. Deci, problema n-a fost una, haide să zic, a intrat apa în locuințe, ci pur și simplu forța devastatoare a apei a demolat întreg satul ăla. O să spună mulți, da, dar de ce și-au construit casele în zona inundabilă? Era în mijlocul satului. Era, nu, dar efectiv, deci configurația terenului și a văii ălea, nu-ți dădea impresia că s-ar putea întâmpla, nu trecea un râu, nu trecea că lucrurile s-ar întâmpla. Din cauza asta s-au și întâmplat și oamenii aveau o siguranță. De asta trebuie să-i ajutăm. Trebuie să înțelegem, să zic, partea publică, partea de stat trebuie să fie prezent acolo și să înceapă reconstrucția acelei zone, pentru că ceea ce face Aurul este extraordinar, demonstrează că se poate, dar tot forța statului trebuie să intervină să reconstruiască toată zona de acolo. Nu mai avem decât 3 minute, dragii mei, din emisiune, s-au scurs pe repede înainte, mai sunt foarte multe de spus, mai sunt materiale, o să le difuzăm probabil în online, încă nu am avut timp să le montăm, pentru că foarte multe imagini sunt cu un puternic impact emoțional, dar vom ține legătura. Vreau afișele Rossi, avem evenimente, ați avut o victorie în Senat, probabil o să revenim într-o altă emisiune despre ce s-a întâmplat. Nu, n-am avut o victorie. Senatul a avut o victorie împotriva lui. Da. Astăzi, de la ora 18, o lansare de carte, Corneliu Vadim Tudor și România Mare, o emisiune, o moștenire pentru viitor, cu participarea Lidiei Vadim Tudor, 4 octombrie, ora 18, la Jos Pălăria, luni dimineața, dacă vreți să o cunoașteți pe Lidia Vadim Tudor, vă așteptăm aici, alături de noi, la Dale Dimineții, pentru că va veni să ne povestească despre viața ei alături de un om care a scris istorie pentru România. Mergem mai departe cu următorul afiș, Roadele Toamnei, la Vața, 6 octombrie, dragii mei, ne vedem acolo, la Vața, și eu și Rosi mergem la Vața, mergem să vedem ce
spectacol au pregătit, cum stăm cu produsele locale, trecem la următorul afiș. Măi, vii și pe mine, că da, ce... Da, da, mergem împreună, cu toții, am stabilit. Ne vorbim de seară la lansarea de carte. Dacă ne dă voie, domnul Călin Marian, că dânsul conduce agricultura și nu putem ști dacă... Festivalul toamnei, da, aveți dreptate, domnul senator. Stabilim, ne vedem la ora 18 la dragă, lansarea dar, dacă de carte. Dragă, dacă o fi numai manifestarea lor, că acum nu putem să ne băgăm, cine știe ce formă acolo. Da, revenim, da. Da, oricum afișul parcă e pe un pic pe aur așa, mai pe. Da, e pe culorile. Toamna aurie. Da, e frumos. Clar e toamna aurie. Mergem la următorul afiș, Festivalul Toamnei, cu el o să mai revenim, Piața Cetății, 11-13 octombrie și bineînțeles Târgul de Carte. A fost un primar sau cu actualul? Cu, nu știu. Păi fostul nu mai e, că nu mai e, na. Păi să te trăim în perioada de tranziție, așa că... Da, da. O să mai povestim, vă aștept la... Eu sper să ne vedem foarte des la Deale Dimineții, că îmi place tonusul, am pornit bine și de-abia apuc să vă am alături de mine să povestim dimineața. 15-18 octombrie vom reveni și în alte emisiuni de Dimineții, Salonul Hudenu-Dorean al Cărții, ediția 23-a, cred, dacă nu greșesc, Consiliul Județean Hunedoara, prin Biblioteca Județeană Ovid Densușanu, Hunedoara, știu eu niște generală... politicieni care vor rupe ușile, da? Salonului. Tot. O să fie, aha, vedem, venim cu imagini, nu renunțăm. Păi, sigur că da. Aici, aștept să le comentez cu tine dimineața. De-abia apuc. Duelul pianiștilor. Astăzi, dragii mei, premiera la teatru, de la ora 19, dacă nu greșesc. Ca să fac un comentariu și la titlul ăsta spune că le-a spune ăla de la Liberal, nu trageți în pianist. Foarte tare, mulțumesc. Ne luăm la revedere aici. La revedere. Da, ne luăm la revedere de la telespectatori, pentru că noi o să ne revedem în câteva ore, vom merge împreună la lansarea de carte. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. A fost o emisiune pe sufletul meu, mi-am dorit-o foarte mult. Mulțumesc că ați răspuns afirmativ invitației mele. Oricând, cu drag, mai comentăm și noi, mai vedem și noi ce se mai întâmplă cu pianiștii, cu ăștia. E foarte interesant la tine aici. Da, mulțumesc. Nu uitați, dragii mei, luni dimineața, alături de mine la Deale Dimineții, dacă vreți să o cunoașteți pe Lidia Vadim Tudor, vă așteptăm alături de noi, ea e domnișoara, o să încercăm să o rugăm, o să o rugăm să ne povestească despre ce a însemnat viața alături de Corneliu Vadim Tudor. Până luni dimineața, când ne revedem aici la Deale Dimineții, încercați, dragii mei, să dăruiți iubire, pentru că încă o dată vă spun cu toată convingerea, atunci când dăruiești din suflet iubire, pace, liniște, cu credință în Dumnezeu, cu siguranță le veți primi înapoi, înzecit. Eu trăiesc zile miraculoase. Asta pentru că la un moment dat am învățat să dăruiesc. Astăzi Dumnezeu mi-aduce înapoi de 10 ori mai mult cât poate am dăruit eu la vremurile din trecut, că suntem ceea ce ne-a învățat trecutul să fim. Până luni dimineața eu vă spun simplu, vă iubesc și vă doresc să aveți un weekend minunat.